Dăm drumul unui daily vlog creativ, m-am gândit eu să zic așa, pentru că astăzi am foarte mult de filmat, am foarte mult de editat, am foarte mult de pozat și m-am gândit să vă iau cu mine în tot procesul ăsta, așa ca să vedeți cum fac eu lucrurile astea. Probabil că pentru alți vloggeri sau creatori de conținut procesul este diferit, dar eu fac lucrurile în felul meu, mi-am creat un sistem al meu care de bine de rău funcționează în mare parte și astăzi vă iau cu mine așa pe parcursul zilei ăsteia pe care mi-am rezervat-o doar pentru pozat și filmat și vă arăt ce fac în măsura în care pot, bineînțeles, și în măsura în care rezist. Și fac asta pentru că, după cum știți deja, la momentul la care voi vedeți vlogul ăsta, în luna septembrie am reînceput să postez o dată la două zile. Și, de fapt, dacă vă amintiți voi că v-am ziceam undeva la începutul anului, stați să mă așez că e mult de vorbit, vă spuneam undeva la începutul anului că mi-am propus ca în acest an să am luni în care postez o dată la două zile pe tipul Makeup Mayhem. Și așa am început din ianuarie, dacă vă amintiți voi, așa am început din luna ianuarie, postând o dată la două zile și știu că v-a plăcut foarte tare, mai ales că toată lumea se înghesuie cu clipuri în decembrie, iar în ianuarie cumva scade cantitatea de conținut și v-a plăcut treaba asta și după aceea am continuat în martie cred că în martie am luat pauza aia, a intervenit și acolo și am luat pauza aia, dar planul meu era să fac o dată la două luni treaba asta, adică nu în fiecare lună, că ar fi fost obositor și pentru mine și bănuiesc că nici pentru voi n-ar fi fost atât de interesant, dar măcar o dată la două luni să fac programul ăsta cu postat o dată la două zile. În mai am revenit și am postat odată la două zile, lucru care deja știți că este cumva o tradiție la mine pe canal și simt că am ceva lipit aici de geană. Vara am lăsat-o așa liberă și am postat-o regulat, adică de două ori pe săptămână, cum postez eu normal, dar m-am gândit că odată cu venirea toamnei, odată cu luna septembrie, odată cu liniștirea asta, pentru că vara asta mi s-a părut că a fost mai agitată ca niciodată, nu neapărat pentru mine, ci în general mă gândesc că după pandemie cam toată lumea era dornică să iasă, să se ducă, să se plimbe, să facă ceva numai să nu stea în casă. Ceea ce este perfect normal și de înțeles, adică eu înțeleg perfect aspectul ăsta, având în vedere că am trecut prin izolare și pandemie și toate cele. Și așa că în care era? Mai iunie, în iulie nu am postat odată la două zile, că era lună de vară, oricum vara în general scad foarte mult vizualizările și interesul pentru clipuri și este destul de redus pentru că oamenii nu stau atât de mult pe internet și se simte chestia asta și am zis să reiau ciclul ăsta cu postat odată la două zile din luna septembrie și așa că asta voi face, asta mi-am propus, să sperăm că și pot duce la capăt. O să vă arăt cam cum am pregătit eu și, cum ziceam, mi-am rezervat o zi în care să filmez în avans, pentru că așa trebuie, în momentul în care ai
Vrei să faci și content, vrei să îți și iasă, vrei să și editezi, vrei să și vină la timp, trebuie să-ți rezervi un timp în care să filmezi în avans. Și astăzi este acea zi și, prin urmare, m-am gândit că poate ar fi fun, nu știu, să-mi spuneți voi în comentarii dacă vi se pare interesant, dacă vă face cumva să înțelegeți mai bine și latura asta din spatele camerei, habar n-am, nu știu cum, spuneți-mi și impresiile voastre, dacă cumva vă aduce mai aproape de vlog, dacă ați vrea să vedeți mai des genul ăsta de content și așa mai departe. Bun, deci, eu mi-am planificat ziua de ieri, pentru că întotdeauna pregătirea unei zile de succes începe cu o zi înainte, asta pentru cine nu știa, și mi-am pregătit ziua de astăzi, m-am gândit cam ce voi filma, mi-am făcut un plan de atac. În principiu am de făcut 3, poate chiar 4 clipuri, dacă mi ies, dacă am energie de ele, pentru că trebuie să am și energie și nu întotdeauna energia mea este la un nivel suficient de bun pentru clipuri. Și dacă am energie, poate scoatem 3-4 clipuri. Am de făcut cel puțin 2 ședințe foto, 2 shooting-uri, pentru că iarăși am de refăcut o ședință foto, fiindcă am făcut ceva acum câteva zile și nu mi-au plăcut pozele cum au ieșit și astăzi refac, plus că astăzi am lumină mult mai bine, bună de atât de atunci. Și vreau să fac cel puțin 2 shooting-uri foto. Dacă aș reuși să ajung pe câmp la al treilea, ar fi minunat, ar fi de vis, aș fi cea mai fericită. Și cum ziceam, am început de ieri, mi-am planificat, mi-am pregătit postările pentru astăzi, de fapt pe Instagram, astăzi este zi de postat doar pe Instagram, așa că nu am prea multe bătăi de cap în sensul ăsta, dar mi-am pregătit postarea de ieri ca să nu stau astăzi să trebuiască să editez poza, să fac textul, să la, să pierd timp cu aia, să fie doar postată și să urmeze să o postez. De fapt ar fi trebuit să o pun acum la 10, dar hai că o pun la 11, nu e nicio problemă. În general cam astea sunt orele mele de postat pe Instagram dimineața, pe la 10-11. Am văzut că sunteți tot așa, culmea, dimineața sunteți mai activi acolo. Am senzația că eu am strâns bucata aia de oameni matinal din YouTube, adică toată lumea se plânge că nu are reacții dacă postează la prima oră sau nu are oameni care să se uite, dacă și eu am cele mai bune vizualizări și reacții întotdeauna la prima oră sau, mă rog, în primele ore ale dimineții. Deci am senzația că la mine s-au strâns oamenii matinali, adică cei ca mine, așa. Așa. Și pe lângă asta, ce am mai făcut? Revenind la subiectul nostru, ce am mai făcut ca să mă pregătesc pentru ziua de astăzi, mi-am tratat pielea, adică mi-am pus o mască, mi-am curățat, mi-am exfoliat, mi-am făcut o baie să mă relaxez, adică ca să mă simt bine, astfel încât să fiu freșoasă și să am energie, ceea ce a funcționat, pentru că mă simt și bine și am senzația că și pielea mea este foarte fericită astăzi și eu sunt mulțumită de chestia asta, deci este bine. Apoi, am făcut un plan de atac și pentru asta am să mă întorc aici să vedeți că am bullet board-ul ăsta. Am făcut un plan de atac. Stați așa că mai aveam o foaie care nu știu unde a dispărut. Așa, asta este foaia cu toate ideile de clipuri pe care le am eu pentru luna septembrie. Procesul meu de organizare în momentul în care fac genul ăsta de postări foarte frecvente este următorul. Fac întâi o listă cu idei de clipuri, adică ce clipuri aș putea să filmez, de fapt prima dată sunt ideile. Fac o listă așa generală, un brainstorming, cum îmi place mie să-i zic, cu toate ideile de clipuri pe care le am, pe care mi le-a dat și voi, pe care le mai am din clipuri pe care le-am amânat și tot așa, adică le trec acolo pe hârtie. După care, din acea listă, încep și selectez acele clipuri care sunt viabile în sensul de a le putea face, adică am recuzita necesară, am timpul disponibil, am materialele, am research-ul făcut, cât timp îmi ia să fac research-ul, am timp să fac research pentru clipurile alea, că de exemplu am aici clipul cu niacinamide, pentru care am research-ul făcut, pe care l-am filmat de vreo 4 ori și nu mai a ieșit de 4 ori și l-am amânat până acum. Deci pentru ăla am research-ul deja făcut, dar de exemplu sunt alte clipuri din sfera asta de skincare pentru care nu am research-ul făcut și trebuie să stau în avans să mă gândesc, am timp să fac research, că research-ul nu înseamnă doar să deschizi o pagină de internet, să citești sau să asculti ce zice un influencer pe Instagram despre ingredientul ăla și gata. Deci trebuie să stai să cauți, eventual dacă ai timp să mai vorbești și cu dermatologi și așa mai departe. Adică nu stau doar să deschid un clip pe internet când fac research-ul. Bun. Și după aceea mă uit să văd
ce clipuri pot să fac, da? După care vine procesul de sortare și de o aranjare, care este aici. Dar știu că puteam să fac toate chestiile astea pe internet, pe calculator, pe laptop, și câteodată chiar le fac pe laptop și mi-este ușor pe laptop, dar prefer pe hârtie și prefer să le scriu de mână și prefer să le văd. Tabelul ăsta l-aș fi făcut de la imprimantă, l-aș fi scos la imprimantă, dar nu mai am cartușe și le-am făcut de mână. Așa, dar în rest, da, știu că aș putea să le fac pe calculator, dar nu vreau. Adică mie, pentru mintea mea și pentru liniștea mea psihică, am observat că îmi reduce foarte mult anxietatea dacă le scriu și dacă le fac eu de mână și cumva mă implic fizic în a face listele astea. Bun, trecând de asta, aici mi-am făcut categoriile de clipuri. Deci am beauty, fashion, daily vloguri, am diverse, aici la diverse intră alea cu cărțile și cu TikTok-urile și așa mai departe, care n-au neapărat o categorie a lor. Știți că eu am content divers, dacă e să o iau așa, adică nu mă acces doar pe un singur subiect, nu mă acces doar pe beauty sau pe skincare sau doar pe fashion sau doar pe cărți sau așa. Încerc să diversific contentul pentru cât mai multă lume și mi-am făcut categoriile, după care am pus clipurile în ordinea în care vine. Acum eu mi-am aranjat aici doar pentru jumătate de lună, pardon, pentru că încă nu știu. Cea care nu sunt aranjate sunt puse așa, sunt doar ideile trecute pe hârtiuțe și le pun pe hârtiuțele astea pentru că s-ar putea să le schimb. Adică gen asta, știu că favoritele lunii vor fi pe întâi, adică vor intra pe întâi. Dar dacă al treilea clip nu am timp să-l filmez acum sau nu am timp să-l editez, îl mut, îl trec în altă parte. Și ca să nu tot stau să șterg pe hârtia asta și să arate urât, îmi fac bilețele din astea pe care le mut de colo-colo în funcție de locul și momentul în care voi posta clipurile. După ce am postat, iau bilețelul de acolo și rămâne gol și văd că mi-am terminat treaba. Bun. Sau s-ar putea de multe ori să înlocuiesc din astea pe care le-am pus aici. De ce trec atât de multe mașini? Mă enervează. Chiar acum s-au găsit să treacă toate mașinile. S-ar putea din toată lista asta pe care am ordonat-o deja, adică mi-am făcut deja, m-am gândit, nu știu, voi posta sau următoarele 5 clipuri, astea sunt cele pe care le voi posta, s-ar putea să mă răzgândesc și să scot unul și să introduc de aici din astea pe care încă nu le-am făcut. Și așa mai departe. Spre exemplu, eu astăzi voi filma 1, 2 și 3. Ăsta de aici. Deci astea 3 clipuri le voi filma odată și după aia s-ar putea să-l filmez și pe ăsta de aici. Nu știu dacă se vede la voi ce-am scris, sper că nu, pentru că nu știu, prea-mi place să dau chiar tot din casă. Dar ca idee, da? Deci nu le filmez în ordinea în care sunt puse pe listă și de-aia și s-ar putea ca și pe lista mea să se mai plimbe. Bun. Asta cu partea de organizare, cam asta am făcut. Acum, cu ce filmez? Am aceeași cameră de pe care fac și vlogging, am și telefonul de care mă folosesc, în anumite momente o să vă arăt mai încolo. Am fundalurile aici pe care le voi folosi pentru poze și mă voi apuca prima dată de poze, de o serie de poze, fiindcă tot sunt fundalurile aici și după aceea pentru filmat trebuie să le strâng fiindcă mă încurcă. Dar am fundalurile aici și le voi folosi și pe astea. De regulă folosesc lumina naturală, mai am ring light-ul ăsta aici. Așa, am și softbox-uri din alea mari, dar îmi place mai mult lumina asta cu lumina asta, în special cu ring light-ul mă joc la poze foarte mult. Pentru filmat, cel mai mult îmi place să folosesc lumină naturală. Da, e cel mai bine, chiar dacă de multe ori iese imaginea mai asta, nu știu, mie mi se pare că arată mai bine și mă simt mai bine filmând la lumina naturală și am altă energie. Bun, acum, că am terminat cu partea introductivă, știu, a fost foarte lungă, dar asta este. Nici nu mi-am terminat cafeaua, by the way, am băut iarăși jumătate și m-am apucat de treabă și n-am terminat-o. Acum mă voi apuca să mă schimb, că apropo de asta de schimbat, stați așa. Apropo de schimbat, mi-am pregătit aici și câteva bluze pe care le voi lua pe mine, stați să vedem dacă prin lumina e mai bine, nu știu dacă e mai bine, părat bine. Mi-am pregătit aici câteva bluze, câteva potențiale outfituri pentru momentul în care voi filma și le voi călca pe măsură ce le voi purta. Așa. Că am vine toamna și începem cu seria de toamnă, cred că pot să trec la mânecă lungă. Nu știu, astea sunt pentru moment niște opțiuni, mai am și altele, bineînțeles că întotdeauna gravitez către lilau ăsta pentru că îmi place foarte tare. Halatul ăla e acolo pentru că o să am nevoie de el la una dintre ședințele foto. Ce ar mai trebui să fac eu înainte de a
m-a apucat efectiv de pozat și de filmat este să-mi curăț biroul, pentru că este un haos general, nu știu dacă observați, dar este dezastru pe biroul meu și în general așa se întâmplă când am multe idei și lucrez la ceva. Explodează totul pe biroul meu și ca să pot să lucrez efectiv, să fac treaba, trebuie să-l curăț, să văd ordonat, să văd că e clean, că e așa, că e pus în ordine și că nu mă deranjează nimic și după aceea mă pot apuca de treabă. Deci, procesul următor este așa, curățat birou, schimbat, pozat. Explic, gata. Mi-am aranjat, m-am îmbrăcat. Am zis că îmi pun o broșă. Da, să găsesc și broșa, neapărat să pun. Și să vă explic care e treaba. Mi-am pus fundalul ăsta portocaliu pentru că vreau să fac niște poze de toamnă. Mă voi folosi de scaunul ăla de acolo ca să vă explic puțin conceptul, ce vreau eu să fac. Deci, în mintea mea am așa o imagine cu mine care stă ca și cum aș sta pe un șezlong din ăla de plajă, dar în loc de șezlong am o carte. Acum, eu nu am o carte uriașă de dimensiuni din alea, adică nu am parte de așa propsuri, din păcate, și trebuie să inventez ceva. Și atunci mă voi folosi de scaunul ăla să stau în poziția aia care cred eu că e ok pentru șezlong și apoi voi edita poza în Photoshop. Voi face o poză... Mie îmi place să le zic pozelor ăstora că sunt cinematice. E un nonsens să spui poze cinematice pentru că asta este un termen din cinematografie și din film care se folosește la film, dar pe mine cu gândul la asta mă duce cumva genul ăsta de poze, mă duce cu gândul la acele imagini de film care sunt cinematice și de aia le spun și pozelor cinematice. Dacă sunt puțin altfel, sunt puțin, dacă termin de editat poza până până daily vlogul ăsta, o să vă pun să vedeți la ce mă refer. Dar da, de principiu am nevoie de un fundal portocaliu pentru că e toamnă și pentru că voi adăuga și niște frunze și pentru că, da, să fie în context. Și mă voi folosi de scaunul ăla și voi face pozele. Pozele le fac cu camera asta de pe care filmez și mă folosesc de timer și de telefon. Conectez camera la telefon, văd ce vede camera pe telefon și pot să controlez, da? Pot să fac poze, pot să ajustez poziția, pot să fac mai multe lucruri. Bun, nu știu cum aș putea eu să fac acum, că pentru că am nevoie și de telefon și de cameră să filmez și tableta nu cred că e încărcată pentru a mă folosi de ea, dar ca idee
Asta e, cred că o să înțelegeți. O să încerc să vă arăt și partea asta cu pozatul, dar cam asta este. Și pe lângă poza aia cu statul pe carte, mai trebuie să mai fac câteva poze, nu doar pe aia. Adică, da, alea sunt mai simple, dar să-mi pun broșă. Și să mă dau cu ruș, că niciodată nu mă dau cu ruș înainte să mă îmbrac, pentru că mi s-a întâmplat de foarte multe ori să mă îmbrac și să mânjesc hainele cu ruș. Așa că întotdeauna mă dau cu ruș după ce m-am îmbrăcat. Bun, am terminat cu pozele. Acum să-mi vedeți și camera, ca să o înțelegeți mai bine. Este un Sony 5100, care nu se mai găsește, următoarea variantă, dacă vreți o cameră de genul ăsta, foarte bună camera de altfel pentru începători, pentru chestii relaxate, chiar și pentru poze mai profesionale este bună, mai ales dacă vă luați un obiectiv mai bun, dar următoarea pe care o găsiți pe piață este Sony Alpha 6000, deci aia ar fi următoarea după asta și asta nu se mai găsește, dar este aproape identică cu asta și are setări similare. Foarte, foarte drăguță camera asta, cam bătrânică ea la mine, am obiectivul de 18mm ăla standard cu care vine. Cu astea fac eu poze, asta pentru cine întreabă cu ce filmez și ca idee și să vedem ce am făcut. Hello? Hello? Stați așa că nu vrea cu mine. Nu înțeleg de ce. Stați un pic, v-am zis, e bătrână și a început să obosească. Mi-a luat cam o jumătate de oră să fac pozele astea pentru că n-am făcut foarte multe și n-am avut multe cadre de schimbat. Da, eram conectată la telefon, de-aia nu mă lăsă. Haide, bun. Aici am făcut niște portrete pe care în general le fac vertical. M-am jucat mai mult cu camera aici, pe final m-am jucat cu camera ca să văd cam dacă mi iese ceva. Am nevoie și de câteva portrete. Și apropo de poza asta, vedeți? Am telefonul în mână, este conectat pentru că eu portretul ăsta, dacă o să-l folosesc, o să-l tai de aici, adică o să fie chiar portret și atunci nu mă deranjează faptul că se vede acum în poza mare telefonul, dar cam așa lucrez. Deci am telefonul conectat la cameră și văd ce vede camera și cam asta ar fi poziția aia de care vă ziceam, a trebuit să o întorc orizontal pentru că pe vertical nu intra complet. Și nu e o problemă că se văd astea aici pentru că am să le repar. O să vedeți, v-am zis, cam așa arăta pe vertical. Pardon, scuzați. Cam așa arăta pe vertical și nu intram complet și, mă rog, e mai complicat de editat așa, dar whatever. N-am făcut super multe poze, de-aia n-a durat foarte mult, pentru că n-am nevoie decât de una, două reușite din astea și una din cele cu portret și oricum nu e... Dacă nu ies neapărat, nu e o problemă că pot să schimb conceptul, pot să fac altceva, dar de principiu cam asta ar fi, ca să înțelegeți. Acum strângem fundalul și trecem la pasul următor, care ar însemna filmul. Am adunat, din fericire, tot ansamblul ăsta. Am fost foarte inspirată când am cumpărat fundalurile și suportul pentru fundaluri, că sunt foarte ușor de strâns. Poate nu sunt cele mai grozave din punct de vedere calitativ, dar sunt foarte ușor de strâns. N-am nevoie, nu mă complic, n-am nevoie de ajutorul nimănui. Ați văzut, le demontez singură. Le las acolo pentru că s-ar putea și mâine să mai fac ceva cu ele. Așa, acum mă pregătesc pentru filmat. Și voi știți, ăsta este colțul meu clasic de filmat. Unde cu ceasul, cu asta, de regulă, înainte filmam din poziția asta, doar că am o parte din față mai umbrită și aș putea să pun ring light-ul, dar nu vreau, că după aia trebuie să lucrez mai mult la setări. Și atunci m-am mutat puțin așa, astfel încât să-mi vină lumina cumva mai echilibrat. Și atunci o să trebuiască să mutăm decorul de pe masă, să-l mutăm puțin așa. Iar trepiedul este undeva în partea în fața mea, în spatele vostru, cum ar veni. Și să vedem dacă mai am baterii la astea, la luminițele de aici. Mai am un pic, dar nu știu cât de bine se văd. Așa că mi-am pus și luminița aici.
Bun, și cam asta este fundalul meu. Îmi place să țin fundalurile pentru clipuri, background-ul pentru clipuri, îmi place să-l țin foarte simplu. Mi s-a spus de multe ori că este prea sărăcăcios, că este plictisitor, că alb, că are toată lumea alb, că de ce alb? Când aveam fundalul cu roz și cu auriu, știți, cu frunzele alea aurii, mi se zicea că este prea încărcat și că e prea... Hai să nu zic cum... așa și... impresiile sunt destul de diverse. Eu mă ghidez în principiu după ce îmi place mie să văd și am văzut că, deși pare mai plictisitor fundalul ăsta, mai ales în clipurile în care vorbesc, este mai ok pentru că nu e atât de încărcat. Mă obosesc foarte tare clipurile în care cineva vorbește și are foarte multe lucruri. În general nu pot să mă uit la genul ăla de clipuri când sunt foarte multe lucruri, fie că sunt sau nu blurate în spatele persoanei respective. Știu că îi ziceam la un moment dat că Ștefanei, spuneam sub formă de glumă, bineînțeles, că bucătăria ei îmi provoacă anxietate, pentru că filma o dată în bucătărie și avea pe toată lungimea blatului, pe lângă perete, avea chestii, avea lucruri puse. Pentru ea era ok, dar pentru mine, vizual, era mult prea mult și îmi dădea anxietate. Și de asta prefer să țin fundalul ceva mai relaxat, mai simplu. Am încercat să filmez și cu fundalurile alea de fotografie. Alea le-am luat mai mult pentru fotografie, nu neapărat pentru... filmat, dar mi se par, alea chiar mi se par prea blend, așa, știți? Adică o să mă mai joc cu ele și o să mai încerc, dar pentru moment nu mă încântă atât de tare, iar cu green screen-ul e mai complicat, adică trebuie să stai, să scoți green screen-ul, să pui poza pe care să nu se vadă reflexii verzi și, după cum știți, mie îmi displace foarte tare verdele de cele mai multe ori și mă enervează că la green screen în foarte multe situații am... reflexii verzi pentru că este foarte mult alb care reflectă acel verde, știți? Am fața, se vede de verde și e complicat cu green screen-ul, adică nu e chiar atât de ușor să faci green screen în ciuda aparențelor și personal levit pentru moment, dar rămân cu fundalul ăsta care mie îmi place. Acum, voi filma favoritele lunii august, era să zic februarie, nu știu de ce, voi filma favoritele lunii februarie. Vedeți? August. Mi-am pus masa asta aici și în cazul în care se întreabă cineva de ce am două mese într-o cameră, adică birou și o măsuță rotundă, este de asta, pentru că masa asta de metal de la Ikea, care este intenționat luată de metal ca să o pot distruge în cazul în care e nevoie, este luată pentru scopul ăsta, de a îmi servi la filmat, ca să nu, că ați văzut că se mai întâmplă când Mielena se pun masa asta și fac clipuri cu favorite, să vorbesc despre produse, mă întorc în dreapta și pe mine cel puțin la editare mă enervează foarte mult treaba asta, nu știu dacă pe voi vă enervează când vă uitați la clipuri, dar și-ar putea să-mi spuneți în comentarii, dar pe mine mă enervează foarte tare când mă îndrept în partea asta și mă întind după lucruri, nu știu, mă scoate din sărite și încerc să evit treaba asta. Și așa că îmi pun masa în față, îmi pun produsele în fața camerei și nu mai le ridic de aici, da? Mai fac mișcări și așa mă mai mișc, nu este ca și cum nu m-aș mișca și nu e ca și cum eu, regina gesticulatului, nu gesticulez, dar totuși nu mai am mișcările alea de a plecat, de ridicat, de nu știu ce, că la începuturile mele pe YouTube chiar mă aplecam în fața camerei și sunt niște chestii care poate pare insignifiante, dar sunt niște chestii de finețe care îți fac clipul să pară ceva mai aranjat, mai put together, mai ordonat și mai gândit, adică pare că te-ai străduit puțin, ai depus puțin efort, știți? Nu când te miști în toate părțile așa. Bun, aici nu am clip cu favorite, trebuie să-mi aduc produsele favorite și încă un mic truc pentru fetele care se uită și fac YouTube sau așa, care sunt creatoare de conținut. Aveți tot timpul lângă voi o pudră, pentru că eu mi-am dat cu pudră și înainte să fac... poze, deși am tenul uscat, dar pe camelă, aia, știți voi, lucește foarte tare și atunci dăm cu puțină pudră înainte de a filma, chiar dacă fizic, dacă te-ai uitat la mine acum, aș fi prea prăfoasă, pe cameră arată bine, cred că mi-a întins rujul din greșeală,
Și e bine să ai lângă tine tot timpul șervețele, eventual apă dacă vorbești foarte mult cum vorbesc eu, și pudră ca să poți să îți aplici înainte de a te apuca să filmezi, să nu fii super lucioasă pe cameră și să nu dai impresia că ești, nu știu, slinoasă așa și că-ți curge uleiul. Bun, îmi aduc produsele și ne apucăm de treabă. Salutare de sub soare, dragii mei, bine ați venit la un nou clip și... What the heck? Oh, ok, let's go, go again. Salutare, dragii mei, bine v-am găsit la primul clip din această și cum senzația că a venit mai devreme toamna asta. Spuneți-mi dacă doar mie mi se pare că ne-a furat așa ultimele zile de vară, toamna, dar partea bună este că m-am îngăcit ca... Dragilor, ce mai faceți? Sper că sunteți bine. Mi-am dat seama că n-am mai filmat de cel mai timp un clip din ăsta în care să stau jos să vorbesc aici cu voi. Pentru că ultimele clipuri au fost filmate mai de mult și am avut venit. Ok, gata! Am terminat de filmat, este 12 și jumătate și am pus niște cartofi să se fiarbă, că vreau să fac niște friptură cu cartofi răntăliți, că mi-e foame. Da, mai trebuie să fac și asta, numai că filmez toată ziua, deci trebuie să mă mai ocup și de alte chestii, mai trebuie să scot hainele din mașină, încă nu le-am scos, so. Dar, până atunci, să filmez close-up-urile pentru clipul cu favorite. Pentru că mereu uit de close-up-uri și tot timpul am probleme cu chestia asta. Close-up-urile fiind acele bucăți de imagini pe care le filmez separat, în care se vede doar produsul, ca să-l puteți vedea mai bine, ca să-i vedeți denumirea, în cazul în care, nu știu, nu pronunț eu corect sau nu se vede când îl țin în mână sau ceva, să puteți să aveți o referință mai clară. Bun, și voi face chestia asta, nu o să-mi ia mult. Am rămas până la urmă cu aceeași bluză pentru că mi s-a părut ok, adică e vișinie, e cu broșă, e fix de toamnă, de început de toamnă. Și ca să vedeți, cam ăsta ar fi outfit-ul meu de vlogger astăzi. Și nu mai filmez de foarte mult timp, pentru cine întreabă, în pantalon de pijama. Adică nu mai merg de foarte mult timp pe concepția în sus să arăt bine și în jos nu. Măcar fac un minim de efort ca în partea de jos să am o pereche de pantaloni de casă, dacă nu alții, că mi se pare așa de... Nu știu, aveam o discuție cu cineva la un moment dat pe tema asta și îmi zicea, bă, dacă când te duci la serviciu, te duci îmbrăcată ca lumea doar pe jumătate? Nu. Ei, prin urmare, nici când filmezi nu e prea ok să ai în partea de sus să fii foarte aranjată, dar în partea de jos pijamale. Știu că nu se vede, știu că nu e important, știu că nu, probabil nimeni nu sesizează chestia asta în afară de mine, dar pe mine mă face să mă simt bine și este o chestie care, nu știu, mi se pare așa... Ok,
s-o face, adică mie e o chestie de respect din punctul meu de vedere, la care am ajuns și da, de foarte mult timp nu mai stau în pantalon de pijama, în momentul în care filmez, chiar dacă am o bluză. Poate pantalonii nu sunt cei mai drăguți din lume, dar măcar nu sunt pantaloni de pijama, sunt pantalonii de casă. So. Asta așa, ca să știți, ca un insight. Acum facem acel clip cu close-up-urile. Mai am ruj. Am mâncat câteva lune, am fost afară și am mâncat câteva lune, dacă tot am pus cartofi la fiert. Și după aceea mănânc și de-abia după ce mănânc mă voi ocupa de restul filmărilor și pozelor. Să vedem că trebuie să facă niște poze în dormitor, a doua serie de poze trebuie să o facă în dormitor și... trebuie acolo, e complicat cu lumina, trebuie să ajungă lumina, că n-am lumină ca lumea întotdeauna și trebuie să ajungă lumina acolo și să vedem până termin de... făcut mâncarea, se ajungă și lumina acolo. Bun, vă las acum. Îmi termin partea asta de filmat, îmi descarc clipurile și vorbim mai încolo. 5 hours later. Nu știu ce s-a întâmplat aici, dar stați o secundă. Am nevoie de un Pepsi. Abia m-am trezit. Deci, da, știu cum arată rujul meu, că tocmai l-am văzut. Deci, prin urmare și așa, deci, după ce am mâncat, pe lângă faptul că mi-a picat foarte greu mâncarea, a fost multă și grea. Nu știu dacă a fost cea mai bună idee să fac genul ăsta de mâncare, adică friptură cu cartofi. Aveam mult de filmat, că după aia am fost foarte lentă. Am filmat două clipuri după ce am mâncat. Și am fost foarte, foarte lentă și am presimțit că o să mă ia somnul. Și acum este 5 fără 10. Nu știu dacă vedeți. Dar m-a luat somnul, nu știu pe la cât, pe la 3 și jumătate, 4 fără, nu știu exact cât. Și m-am trezit de vreo 10 minute. Cu... asta, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Da, se mai întâmplă. Și acum sunt puțin așa, sunt puțin cheamună, dar îmi revin. Partea bună este că am filmat 3 clipuri astăzi. Partea mai puțin bună este că trebuie să mă grăbesc să fac niște poze. De care vă ziceam în dormitor că acum, exact în momentul ăsta, pică lumina bine și nu o să am decât vreo 10 minute de lumină bună. Deci trebuie să mă grăbesc să fac astea. După care, dacă îmi recapăt energia, pentru că am filmat 3 clipuri și aș fi cât de cât la zi, ca să zic așa, aș putea să merg să fac pozele alea în câmp, despre care vă vorbeam mai devreme. Azi, adică. Aș putea să merg să le fac pe alea, pentru că ne apropiem de apusul soarelui și ar fi numai bine. Îmi descarc și materialele în laptop. Deci numai bine. Numai bine. So, vorbim puțin mai încolo după ce mă pun pe poziții și mă trezesc și văd ce s-a întâmplat și cu fața mea, că nu-mi dau seama acum. În momentul ăsta, ce am șters, ce mi s-a luat de pe față, dacă-s bine, de poze, îmi repar rujul, fac ceva cu el și vă zic. Hello! Bună ziua! Ce faceți? Bună ziua! Nu m-am trezit. Am dormit jumătate de zi și acum am păpat și sunt puțin morocănoasă, pentru că m-a trezit mamei și am păpat. Da, sunt morocănoasă, că viața noastră este foarte grea. Viața mea de pisică aici, în această casă, este foarte, foarte, foarte grea. Uitați-vă cât a crescut. Uitați-vă ce princeză frumoasă este, că mi-e un drag de ea de nu mai pot. E o nebună de nu se poate. Hai, de jos, ușor, aha, în schimb de planuri. Am făcut pozele și au ieșit absolut superbe, ba mai mult, le-am și postat pentru că le-am editat. Au avut nevoie de...
minimul de editare, pentru că pica lumina atât de bine și atât de frumos încât nici nu au avut nevoie de cine știe ce editare, iar conceptul a fost super simplu pentru o campanie pe care o am de făcut cu cei de la Bastor. Și a fost super simplu conceptul, o să vă pun pozele pe ecran să le vedeți. Le-am editat și mi-au plăcut foarte tare cum au ieșit și de aia le-am și postat astăzi, pentru că mi-am dat seama că dacă le las pe mâine, cum aveam eu de gând, mi se încurcă acolo gridul la Instagram. Pentru că în cazul în care nu știți, ia hai să vă și arăt, Instagram-ul, știți, are pozele alea când te uiți la tot feed-ul. Are un grid acolo, dacă aș reuși să și ajung să vă arăt. Și în momentul în care te uiți de pe telefon, se văd 9 poze. Și eu întotdeauna când postez, am grijă să meargă între ele pozele. Și având în vedere că de dimineață am pus poza asta, care este ceva mai deschisă. Da, nu mă las să văd pentru că nu sunt logată. Am zis să o pun pe asta lângă și mi-a plăcut foarte tare cum a ieșit și mâine se schimbă schimbarea, adică de mâine vin alte poze aici, urmează alte poze și de-aia nu se mai potrivea asta și atunci am zis să o postez astăzi, că oricum trebuia postată. Partea bună este că a mers foarte bine cu pozele, că a mers repede, mi-au ieșit pozele din prima, n-a trebuit să mă chinui foarte mult, lumina a fost perfectă, la editat n-am stat foarte mult decât câteva retușuri foarte micuțe, foarte finuțe și le-am și postat text. Aveam deja în minte, deci le-am postat, că de texte mă pregătesc constant. Și le-am pus. Și îmi plac foarte tare. Acum sper să vă placă și vouă. Iar au început mașinile, au nebunit. Deci până acum nu treceau. Și acum au nebunit. Îmi propusesem să mă duc să fac, cum ziceam, în câmp poze. Doar că mi-am luat pe mine rochia asta și vă arăt imediat. Da. Arăt într-un mare fel în momentul de față. Mi-am luat pe mine rochia asta, este o rochie care este foarte decoltată așa, dar pe mine mă interesa spatele ei, pentru că spatele voiam să-l pozez. Și o rochie pe care am luat-o de la H&M, cred că v-am arătat undeva prin primăvară într-un hol ceva, v-am zis că trebuie ajustată puțin în jurul sânilor. Și mă gândeam să mă duc așa, am pe dedesubt, am pantalon scurt, să știți, adică nu sunt în gol. Că trebuia să mă cățăr pe bicicletă, dar mi-am dat seama că o să merg la Eugenia și aș vrea să pozez acolo rochia asta și o las pentru acolo și mi-am mai dat seama de faptul că am mult de editat. Dacă am filmat 3 clipuri astăzi, ar trebui că am trebuit să mă pun și pe editat, nu doar pe pozat și pe asta și pe filmat, și am și mult de editat și ar trebui să încep să mă editez puțin, să adun pe aici, că după cum vedeți este haos, am făcut haos în jurul meu și așa că lăsăm pozele în câmp pe altă zi, că nu sunt prioritare, adică nu sunt ceva de care am nevoie urgent mâine, sunt niște poze pe care să le am eu de backup, așa că alea pot să le amân fără nicio problemă, că se mai întâmplă, adică v-am zis, că deodată mai și amân lucrurile așa. Bun. Așa că mă voi debarasa de această rochie, o voi da jos de pe mine, mă voi schimba în ceva mai comun. De fapt am pantaloni scurți pe mine, da? Și am să mă apuc de editat și de adunat și de strâns prin casă, because we need that. Per total, eu zic că până acum, cu tot cu somnul ăla, a fost o zi chiar productivă. Am terminat editat poza asta pe care voiam să o fac cu șezlongul. Până la urmă am ales una verticală și am găsit niște cărți care se potrivesc câte cât. Mai am puțin de finisat la ea, adică nu e 100% terminată, dar voiam să vă arăt așa ca idee cam cum arată și care a fost tot procesul. Și o să dezactivez toate layerele astea ca să puteți să vedeți de unde am plecat. Mă rog, de unde am plecat o să vă arăt eu un original. Deci, asta este poza originală pe care am ales-o într-un final și de acolo am ajuns aici, în Photoshop, la varianta asta. Am
umplut cu portocaliu peste tot, am șters scaunul, mă rog, roughly, așa, nu că nu știam că nu o să se vadă. Și după ce am șters scaunul, am adăugat cărțile, a durat ceva până am găsit ceva care să se potrivească, până am găsit poziția corectă, până, mă rog, general genul ăsta de poze, când fac genul ăsta de poze, îmi iau câteva ore, adică nu... nu sunt rapidă, nu sunt atât de expertă în Photoshop și am mai adăugat, ca să fim în tematica de toamnă, am mai adăugat și niște frunze. Și da, v-am zis, mai am de finisat așa pe margini, dar per total îmi place foarte tare cum a ieșit și mi se pare foarte simpatică poza asta și mi se pare puțin altfel. Asta, la asta mă refer când zic eu de poze cinematice, adică la... poze din astea puțin trucate așa și toată lumea știe, se vede clar că sunt trucate, adică nu mă aștept să-și imagineze cineva că am stat pe niște cărți uriașe, dar mi se pare simpatic că ne putem juca cu imaginile și ne putem juca cu partea asta creativă. Așa, cred că am uitat să activez un layer, stați așa că... Da. Ultimul, așa. Că aveam și frunză pe carte. Bun. Și cam așa. Cam asta este. Acum mă apuc de editat clipuri. Deci până acum am editat poza. Este 9 seara. Nu vedeți voi acolo, dar este 9 seara. 9 fără 10. Sau 10 fără 10. Nu, e 9 fără 10. Și până acum am editat poza. De când am vorbit ultima dată cu voi, am editat la poză. Nu știu cât era ceasul când am vorbit cu voi. Cred că 6 sau ceva de genul ăsta. Și cam atât mi-a luat să editez poza asta. Acum mă apuc să editez clipul și poza am să o las și am să o finisez mâine, când o să fiu fresh, când o să fiu mai liniștită și o să fiu mai... pentru că dacă stai foarte mult pe o poză, se întâmplă să pierzi detalii, să-ți scape lucruri și așa că e bine să o lași să sedimenteze, să te odihnești și să vii cu un ochi proaspăt a doua zi. Și o las așa în stadiul ăsta până mâine. Mâine revin cu când o să fiu mai odihnită asupra ei. Și acum am apucat de clip, că trebuie neapărat să editez măcar un clip. Așa, și haideți să vă fac și un pic de insight legat de cum este editarea video. Dacă vă interesează mai pe larg, pot să fac treaba asta în alt clip, dar acum doar așa vă dau un pic de overview, ca să zicem, pentru clipul ăsta. Cam așa arată programul de editare. Eu editez în Sony Vegas, by the way, pentru cine întreabă. Este un program foarte ușor pentru mine, m-am obișnuit cu el, editez de ani de zile, de foarte, foarte mult timp, cred că de pe la începuturile mele pe YouTube editez cu el. M-am obișnuit cu el, sunt foarte obișnuită cu setările, mi se par foarte, foarte ușoare și îmi place foarte mult. Și primul lucru pe care fac, încep să import un clip. Eu, de regulă, când filmez clipurile, pentru că sunt mai lungi, au mai multe bucăți, dacă vedeți aici. Am una, două, trei, patru, cinci bucăți sau nu. Asta e din vlog. Asta trebuie să o mut, uite aici, așa, în vlog. Dar am patru bucăți. Are fiecare bucată are aproximativ cam 15 minute. Undeva pe acolo, în jurul a 15 minute. Deci însemnând cam o oră ar veni aici, pentru că este un clip care o să aibă undeva până în 20 de minute, de aia a ieșit de o oră filmat. Da? Deci cam așa se taie la editare. Și încarc primul clip, îmi fac presetările, presetările însemnând crop-ul, pentru că dacă vedeți voi aici, există un spațiu între capul meu și partea de sus care se numește luft în termeni tehnici, care mie nu-mi place neapărat să fie tot timpul acolo, depinde de poziția camerei, dar de regulă e bine să nu fie acolo și atunci o să mai ajustez imaginea puțin, o să mai umblu puțin la luminozitate pentru că este destul de întunecată imaginea, voi o vedeți mai luminoasă decât e în realitate, o să... pun tranziții, mă rog, sunt mai multe chestii de pus, deci cam asta ar fi o bucată și aici este intro-ul pe care l-am terminat, apropo de asta, de dimineață și pe care deja voi l-ați văzut la momentul la care apare acest daily vlog. Deci ar fi trebuit să-l fi văzut deja.
care mie personal îmi place foarte tare cum a ieșit. Și acum mă apuc. Vedeți, dacă observați aici pe linia asta cu sunetul, asta este partea video, iar asta este partea audio. Pe partea audio veți vedea că sunt tot felul de gap-uri, de goluri aici, mai ales dacă măresc așa. Aici sunt locuri unde am făcut pauze, unde m-am bâlbâit, unde m-am oprit, unde, pardon, am schimbat subiectul și așa mai departe. Și atunci lucrurile astea trebuie scoase din, de pe video, că nu au cursivitate, nu are continuitate clipul și așa mai departe, nu dă bine. Prin urmare, asta voi face eu acum. Pe lângă asta o să mai vină partea, fiind un clip cu favorite, am filmat acele close-up-uri cu produse, va trebui să le inserez și pe acele și pe lângă asta am început să inserez numele întreg al produsului, pentru că mi se întâmplă să nu-l știu, să nu-l citesc, să nu îl spun corect și atunci vi-l pun pe ecran în clipul cu favorite și m-am gândit că ar fi o idee bună să vă pun și prețul sau un preț orientativ al produsului ca să știți la ce să vă așteptați. Deci astea vor fi niște canale extra la video. Deci am un canal video, o să am niște canale extra video. Stați așa, unde e video? Nu văd de la distanța asta la care sunt? Aici. Așa, una, două, o să fie cam încă trei canale video pe lângă ăsta principalul cu clipul. Hai, vii la mami? Vii să facem încheierea împreună? Salutare de sub lună, cred că ar trebui să fie. Este ora fix 11:20. Am reușit de m-am demachiat și am dat toată pudra aia de pe față jos, că începusem deja să simt așa că am straturi de pudră, că am tot aplicat astăzi pe parcursul zilei. Fiecare dată când am filmat sau am făcut poze, am tot aplicat. Am terminat de editat mare, nu am pus clipul la randat, îl pun mâine dimineață, că o să mă trezesc suficient de vreme pentru asta ca să-l randez. Randarea, pentru cine nu știe, este procesul în care se salvează efectiv materialul pe care l-am creat eu, da? Acum este doar în format de proiect de bucăți. Da, și am terminat de editat, sunt foarte happy, că am făcut poza aia. Aia mi-a luat foarte mult. Până am găsit unghiuri, până am găsit ce trebuie. Da, a durat mai puțin de cum așteptam editatul, deci a mers destul de bine, pentru că am avut cursivitate în vorbire și nu m-am bâlbâit foarte mult. A fost ok, deci am fost bine. Așa. Și ce aș mai... Îmi mai venea să mai filmez un clip în seara asta în baie, dar mi-am dat seama că se face foarte multe cou când vorbesc în baie. Și așa că o să trebuiască să găsesc o soluție pentru asta. Și oricum sunt destul de obosită, adică dacă e să o iau așa după lista mea gigantică de to-do-uri pe care mi-am făcut-o, n-am făcut decât vreo jumătate din ce mi-am propus eu pe ziua de astăzi, dar știu că m-am înhămat la foarte multe și pot să zic că per total a fost o zi productivă. Cam așa decurge la mine o zi când filmez și când mă ocup în mare parte, adică în proporție de 80%, 90% de filmat și de editat. Cam așa decurge o zi la mine, da? Mai fac și pauze. Bănuiesc că dacă nu luam pauza aia de somn de o oră și cât a fost, bănuiesc că aș fi fost mai productivă, nu știu, aș mai fi făcut ceva, aș mai fi făcut niște poze, da? Sau aș fi terminat două clipuri de editat, sau aș mai fi filmat un clip, dar sunt mulțumită și cu ce am făcut pe ziua de astăzi. Adică hai să nu întindem coarda mai mult decât e cazul, că da. Deci eu sunt mulțumită cu ce am făcut pe ziua de astăzi. Trei clipuri, două sesiuni de fotografii, editat un clip, editat mai multe poze, nu una. Mă rog, aia ultima a fost cea mai complexă, cea mai complicată aia pe carte, pe care v-am arătat-o. Da, mi se pare că am fost destul de productivă. Și mâine la fel o să am de filmat, doar că nu mai fac daily vlog și mâine o să mă mai ocup și de alte lucruri, nu doar de YouTube și de filmat, dar de principiu sunt bine. Cam asta a fost că pe ziua de astăzi, cam asta a fost pentru daily vlogul ăsta. Eu sper că v-a adus cumva mai aproape de lumea asta a editatului, a creatului de content și a
ce înseamnă social media până la urmă, cel puțin în bucățica asta a mea, nu neapărat pentru, vă repet, nu cred că e la fel pentru toată lumea și garantat nu toată lumea lucrează cum lucrez eu, dar cel puțin pentru mine ăsta este sistemul care funcționează până în prezent. Sper din tot sufletul să vă placă, dacă vă place și dacă vreți să mai vedeți content similar, spuneți-mi, dacă vreți să vă arăt cum se editeze o poză, cum editez eu o poză, nu cum se editează, cum editez eu o poză, cum în diferite stadii, cum editez un clip sau mai, nu știu, spuneți-mi voi și vă arăt cu mare, mare drag. Bun, vă pup, vă și eu și Udi care își face toaleta, se pregătește de culcare, o să doarmă în părul meu, pentru că în cazul în care nu știți, Udi doarme în părul meu, când are chef, de cele mai multe ori, adică, o să doarmă în părul meu în seara asta, așa, presimt eu, după cum o văd, presimt că aici o să doarmă, o să doarmă pe părul meu, așa, și o să... Trebuiască să-mi trag cu părul de sub ea. Vă pup! Nu uitați că postăm în septembrie o dată la 2 zile. Să fiți alături de noi. Vă pup încă o dată. Noapte bună! Ciao, ciao! Pa, pa! See you în clipul următor! Bye!